Salutare la toți! Salutare! Suntem gătiței. După cum știți, noi suntem pe Rodos acum și am fost invitați de hotelul Electra Palace 5 stele să ne odihnim aici 2 zile. Mulțumim încă o dată! Copiii au rămas în cameră. Dacă vreți să vedeți camera la care ne-am oprit, o să lăs aici sus videoul pe canalul lui Alex. Și cum ne-am distrat. Și cum ne-am distrat noi prima zi, acum suntem a doua zi. Eu sunt roșu. Caracu. Da, și vrem să ne ducem la restaurantul italian unde avem rezervare și l-am chemat și pe Angelos cu Aliona, sora mea, să fie în patru, să ne fie mai interesant. Mai ales că să ne ducem și la wine bar pe urmă. Sora mea m-a sunat, e deja aici. Foarte cald afară. Azi a fost 39 de grade. Cât a fost azi? 39 de grade. Suntem frumoși, noi am da? Da. Asta pentru copii? Sau și asta? Nu, asta pentru ce am făcut noi în bazin. Ah, da, ieri, da. Jumping, fitness, yoga, pilates. Ia cât ești. Salut! Salut! Noroc. Voi sunteți gătiți? Voi sunteți mai gătiți ca noi. Vem-ne acum. Salut! Nu, ne-am văzut ieri. Vine era doar noi. Mergem să mâncăm? Da. Foame la foame? Da. Mulțumesc, Faristo. Da, am pus să vedem ce este aici. Ceva ne-a adus aici și asta. Gustărica. E picant? Mm-mm. Deci ne-a adus și pâine. Sos serion. Deci este și pesto. Și un sos de cașcaval cu gust de carne, creia să nu spun. Caristo. E nu mai risotto spanaki. Așa găină vine, tot așa frumos. Arată, da, foarte apetisant. Cristina a luat... Orez spanac. Și asta? Orez cu spanac. Orez cu spanac. Fac și poză. Și sora mea s-a luat ca la mine. Chicken. Și gustă? Asta chiar e picior de chicken sau... Da, nu știu, e cu butine. Da, chiar e un show. Nu știu, facem loc. Salata și spaghetile. Asta de salati plăsesc. Foarte tare doi, ce aha, super. Ero si mesi. Așa, dar e trebuie să-mi dau ei. A fost tot psomie, a fost. Care este omul? Spaghetti cu fructe de mare. Și salate, patru salate diferite. Uitați-vă și frumoase. Și cu floricele. Și dulci. Nu e dulci. E cremă de brânză. Le glicoine. Dar bucățile astea ce sunt? Cremă de brânză. Bucățele galbene. Aici am și le gustăm. Și aici așa un fel de șuncă, da? Da, un fel de parcheză. Mai, poftă mare. Poftă mare. Caliorexi. Eu vreau să gust o leacă de aici și să gust de toate pe leacă. Spaghetti. Gustoso? Bun. Avem patru tipuri de tiramisu. Ciocolată, Oreo, căpșună și clasicul. Uh-huh. Acum și o să vină. Așa o să aducă. Așa o frumos arată. Arată foarte frumos, da. Dar și așa. Asta cu căpșunică. Așa și asta. Și clasicul. Care este cum aia? Tiramisu în cafe. Tiramisu în cafe. Ciocolata. Keto clasico. Să ne gusti prima bucățică. Bun. Cum se traduce? E bun. Mergem mai departe. Oreo. Asta e cu Oreo, da? Nici n-am observat, are biscuiții ăștia Oreo micuți. Caramelă. Caramelă? Asta îmi place mai tare. Decât asta. Acum suntem cu ciocolată. Cu ciocolată, căpșună. Da, acesta e căpșună.
El așa să înțeleg, crema nu e tot aceeași, nu? Asta e mascarpone tare. Doar deasupra se schimbă. Deasupra și au și chestiuțele astea înăuntru, mai pun ceva. Asta e foarte ușurel. Da. Foarte ușurel. Și azi vedem clasicul. Astea două mai termin. După mâncărică, mergem la wine bar să gustăm vinuri. Asta e nechip sighe, e? Da. Astea sunt și frigidere aici. Da, au multe, multe vinuri. Ola ta crașie, poți mă rupere nemindica. Apela fa un pic de tii ușcași cu domate, pihico, chino, ciro. Da. Și nu știu să fac pe și pliogie. Eu atunci aici. Toate vinurile au spus că sunt grecești și o să gustăm. Deja care o să fie care e o roze. Roze? Și roze nu te cad pe oglipa. Eu iubesc mai mult din categoria roze, roze mai dulce. Mai dulce. O salat din mercurii. Și sunt super dulce. Mi-am luat. E așa, e tărișor, dar nu e tare, tare dulce. Și acolo s-a început seara grecească, muzică. Acum mai degustăm câteva vinuri și ne ducem încolo. Că noi acolo să ne-am oprit, în mijloc. Bate un pic vântul seara. Și seara grecească, uitați-vă ce frumos. Mai încă stă la masă. Arai, tararai. Și orchestră, gă? Da, da, mare. Ești tot sardachișu. De băut, că dacă mă aud. Special boy, special pota. Στη μυρωδιά του Γιασένιου μάγε.